Liderul Serie A 3-a din Liga a 3-a CN Dinicu Golescu a ajuns la o înțelegere valabilă până în vară cu fundașul Răzvan Tița. Brașoveanul venit în această iarnă la Câmpul Lung a apucat să joace în amicalul de lux 1-5 cu formația Rapid București, susținut de pe arena din Chiajna și a lăsat o impresie bună. Din păcate, fotbalistul venea după o accidentare la genunchiul piciorului drept și nu a rezistat pregătirii centralizate de la Sinaia, conducerea tehnică a liderului renunțând la serviciile lui încă din prima zi de cantonament. Refăcut complet, Răzvan Tița a fost rechemat la echipa din Câmpul Lung, urmând ca de joi fotbalistul să intre în programul normal de pregătire alături de ceilalți mușceleni. Tot în aceste zile ar mai putea fi transferat un fundaș de meserie, conducerea tehnică a echipei purtând discuții în acest sens cu mai mulți jucători.